Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studio Alfa Omega TV la o nouă ediție a emisiunii Calea Adevărului și Viața. Continuăm astăzi o discuție începută în emisiunea trecută și l-avem alături de noi din nou pe Titus Colțea. Bine ai venit, Titus, la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. În emisiunea trecută am vorbit sub genericul treziri spirituale despre ploaia timpurie și ploaia târzie. A fost laimotivul discuției noastre. Pentru cei care n-au urmărit această emisiune, am vrut să reluăm în prima parte acestei discuții câteva din lucrurile care au fost menționat în emisiunea trecută, pentru că simt eu este important ca lumea să aibă o înțelegere mai clară a derulării istoriei lucrurilor după venirea Domnului Iisus Hristos în lume, chiar dacă focalizarea noastră, atenția noastră va fi îndreptată către vremurile de acum, pentru că ne interesează cum lucrează Duhul Sfânt în prezent. Însă, așa ca să, pentru cei care vor să aibă o bază biblică, o referință biblică la ceea ce am spus noi, ploaia timpurie, ploaia târzie, am să citesc versetul biblic care ne-a inspirat în titlul acestei emisiuni, din Deuteronom 11 cu 14, doar un singur verset. E voi da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și unde lemnul. Acesta a fost versetul care ne-a inspirat discutând despre ploaie timpurie, ploaie târzie și dorim să înțelegem cum lucrează Domnul în prezent și la ce să ne așteptăm noi discutând și, cred eu, experimentând deja semnale ale trezirii spirituale. Deci, Titus, să luăm ce... E așa de important pentru noi să putem să înțelegem planul de ansamblu pe care îl are Dumnezeu în istorie. Și cel puțin eu sunt interesat să înțeleg așa de, și atât pădurea, cât și apoi copacii. Că de multe ori, din cauza copacilor, evenimentelor, nu vedem pădurea ansamblu și imaginea aceasta a răscumpărării pe care Dumnezeu o face de-a lungul istoriei. Și de ce suntem așa cum suntem, cei care suntem mai puțin asociați cu mișcarea penticostală și carismatică, reticenți față de ceea ce se întâmplă în prezent pe scena creștinismului contemporan. De ce suntem așa reticenți? Pentru că ne uităm la istoria trecută și vedem că aceste fenomene de care le auzim acum, vindecări în masă, vorbiri în limbi, prorocii, descoperiri, învieri din morți, nu sunt apanajul a 18 sau a 17 secole de creștinism. Așa cum am spus data trecută, dacă cumva în Biserica Catolică se găsea că cineva poate face două minuni incontestabile, era făcut sfânt. Așa de rare erau. Și sfinții nu erau la fiecare colț de stradă, ci erau unul într-o sută de ani. Așa că e foarte important să înțelegem această paradigmă a lucrării Dumnezeu. Și ciclul agricol care era în Israel este preluat de comentatorii Noului Testament, în care cei din Noul Testament spun că va da ploaie timpurie și ploaie târzie. Și această modalitate, periodicitate a modului cum Dumnezeu dădea ploaia este ploaia Duhului Sfânt. Revărsarea aceasta de sus, Duhul Dumnezeu a fost turnat peste voi ca și o ploaie torențială la început. Și ciclul agricol era chiar în momentul când, la începutul primăverii, când era semănatul, era o ploaie bogată care făcea ca sămânța să încolțească, să o drăslească și să îi dea un bun început. După care urma perioada de secetă. Luni de zile era secetă și în Orientul apropiat să nu ai luni de zile apă. E foarte mult. Dar chiar înainte de secerici, Dumnezeu trimitea o ploaie târzie ca să grăbească și să acumuleze amidonul și celelalte substanțe nutritive în aceste recolte bogate și din toată totul înflorea la viață. Așa este paradigma care este prezentată în Noul Testament cu privire la modul cum Dumnezeu lucrează. A fost o ploaie timpurie. În primele două secoli, asistăm la semne, minuni, puterile veacului viitor fără precedent. Au urmat apoi perioade de câteva secole, 18 sau 17 secole, în care aceste manifestări erau rare. Donatiști, lolarzi, valdezieni, prorocii francezi, trezirea spirituală în 1700, Wesley, Whitfield, trezirea spirituală în America și așa mai departe. Valuri în care era din nou o repetare a ceea ce au gustat biserica chiar la început, dar din păcate nu ținea mult. Țineau perioade mai scurte și nu puteau să continue într-o asta. De ce? Dumnezeu știe. Era lipsă de credință?
Nu știu, cred că tiparul pe care îl avem cu privire la ciclul acesta agricol este aici, îl luăm așa cum este. Dar e clar un lucru, el înainte de venirea lui, așa cum spune Iacov, aveți răbdare, aveți răbdare, după cum semănătorul își seamănă sămânța, așa răbdare, și până când primește ploaie timpurie și ploaie târzie, și înainte de ploaia târzie, ce se face? Recolta. Înainte de ploaia aceasta târzie pe care Duhul Sfânt o face, vine Hristos. Indubitabil. Spune, dacă ploaia timpurie o asociem, începutul perioadei ploii timpurii, spiritual vorbind, o asociem cu revărsarea Duhului Sfânt declanșată la Rusalii, ne este mai greu să localizăm în timp perioada ploii târzii. Chiar spuneam în emisiunea trecută, de multe ori ne rugăm, a fost și o parte moment de rugăciune, când ne rugăm, Doamne, adu ploaia târzie. Spuneam în emisiune că sezonul ploii târzii deja a început de câteva decenii. Ar fi foarte interesant să localizăm exact, să știm unde ne aflăm, în ce timp, să simțim timpul. Deci, categorii au fost perioade de secole în care n-a fost nicio trezire spirituală. Cu cât ne apropiem, a venit reforma și apoi a fost o trezire a fraților menoniști, apoi a fost trezirea pietistă, apoi a fost trezirea din Anglia, Marea Trezire Spirituală și în America, 700. Și aceste perioade de treziri spirituale au început să fie din ce în ce mai frecvente în ultimile 400 de ani. Dar au culminat cu ultima 100 de ani. Și în ultima 100 de ani este această constanță în care este continuu, găsești în diferitele părți ale lumii, găsești aceste manifestări a darurilor supranaturale a Duhului Sfânt într-un mod în care istoria, adică misiunea, a explodat. De ce acum noi ne bucurăm de faptul că sunt în fiecare săptămână sunt în jur de 4.000 de biserici, iau naștere? Noi ne uităm la zile glorioase în care Petru a predicat la Rusalii, 3.000 de oameni, la modul conservativ, cel puțin 12.000 cu bărbați și copii și așa mai departe au fost adăuși la Domnul, dar acum numai în China în fiecare zi se întorc la Domnul în jur de 60.000 de oameni, numai în China. Ca să nu spun în celelalte țări, pe ansamblu, în fiecare zi crește poporul Dumnezeu de ordinul sutelor de mii, din moment ce în fiecare săptămână se fac în jur de 4.000 de biserici. Și asta este ceea ce se stăm în prezent. Și este bine să ne destupăm mintea, să ne clarificăm orizontul și să ne facem tema de casă. Ce se întâmplă în planul misiologic, în prezent, a împărăției lui Dumnezeu? Și asta ne forțează să ne schimbăm paradigmele. Nu avem altă șansă. A sta pe margină și a boicota și a spune, ăia vorbesc aiurea și au experiențe care sunt bizare și s-au făcut de rău și mai departe, e nonsens. În ciuda abuzurilor, în ciuda isteriei, în ciuda infantilismului, a triumfalismului ieftin cu care au pornit. Niciun secol n-a cunoscut o asemenea explozie misionară ca și secolul acesta, care este dominant în ce? Trebuie să o recunoaștem. De aceste daruri naturale, de ceea ce a dus penticostalismul, a dus carismatismul și alte valuri a trezirii spirituale care s-au manifestat în diferite forme și contexte. Așa că realitatea prezentă ne constrânge să ne reevaluăm paradigmele, cum ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt. Și Papa Paul al II-lea a zis, domnule, doctrina care va fi centrală și va fi cea mai discutată în secolul al XX-lea este doctrina despre Duhul Sfânt. Și a avut dreptate. Și ce se întâmplă? Încă o dată, e adevărat că Biserica Penticostală a fost pentru, hai să zicem, 50 de ani, într-un fel, principala formă în care s-au manifestat aceste daruri supranaturale pe la începutul secolului trecut, până în, deci, hai să zicem, din 1906 sau 1910 până în 1959. În 1959, un preot anglican și dispensația episcopaliană din America este cea mai puțin evanghelică dintre toate celelalte dispensații protestante. Cea mai puțin evanghelică. La ei încă se păstrează poziția de preot, încă liturgia este aproape similară cu Biserica Ortodoxă, adică Biserica Catolică. Foarte puține lucruri majore s-au schimbat în modul lor.
Și Dennis Bennett, care era rectorul unei parohii din Van Nuys, undeva din California, dintr-o dată începe să vorbească limbi și să experimenteze darurile supranaturale. Și mișcarea carismatică nu a început, așa cum era de așteptat, în Biserica Pentecostală. În vremea aceea, în Biserica Pentecostală, frații pentecostali deja au trecut de entuziasmul și de efervescența acelui prim val. Erau blazați, instituționalizați și funcționau ca și o mașină bine unsă, dar nu ca și o mișcare plină de vitalitate, care aveau o viziune, erau neliniștiți. Plină de bucurie. Plină de bucurie și de tot ceea ce înseamnă acea prezență copleșitoare a Duhului Sfânt în viața lor. Și au venit cine? De la cei care te aștepți mai puțin. De la frații noștri episcopalieni a pornit mișcarea carismatică. Și au venit episcopalienii și i-au zis, pleacă de aici. L-au trimis undeva la o biserică, undeva în Washington, care este partea cea mai liberală a Statelor Unite, la o biserică St. Luke, care de vreo două ori s-a închis, că era pe moarte. Și în decurs de câteva luni a făcut să fie cea mai mare biserică episcopaliană din toată zona. Când te uiți la asemenea demonstrații ale modului cum se validează această nouă deschidere pentru Duhul Sfânt, nu poți să stai și la nesfârșit să critici. Asta este stupizenie, asta este absolut fanatism religios, asta este bigotism pe care noi acuzăm pe alții că, dom'le, rămân închistați la formele lor, dar noi avem forme și mai tragice, pentru că noi zicem sola scriptura, sola fide, sola grația, dar pentru aia nu trăim în practică. Ci ne regăm și în loc să fim oameni ai Bibliei, suntem ideologi, care avem ideologia noastră și ne luptăm pentru ideologie, nu ne luptăm pentru ce? Pentru ceea ce spune Scriptura. Ținta poruncii este dragoste. Vorbim de Scriptură, poate după un sfert de oră de la această discuție, sunt unii colegi de slujire care pun o întrebare, mă fac eu cu o întrebare pe care o bănuiesc. Ne vorbește aici Titus la emisiunea aceasta despre treziri, despre mișcarea Duhului Sfânt, dar noi de ani de zile îl predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit. De ce să ne preocupe fenomenul trezirii la plan zonal, regional, mișcarea Duhului Sfânt pe plan mondial? Ce răspuns ai de celor care rămân fideli acestei porunci, să le predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit? În fond, de ce să ne intereseze discuții despre mișcarea Duhului Sfânt pe plan mondial? E o întrebare retorică în care Pentru că circumstanțele istorice ne forțează să luăm o poziție. Dacă nu ar fi fost în prezent, contemporan cu noi, aceste forme așa de explozive ale lucrării Duhului Sfânt în Biserica Pentecostală, carismatică, Third Wave Movement și așa mai departe, și toate celelalte forme care sunt acolo, dacă nu ar fi aceste expresii ale Duhul Dumnezeu care lucrează cu putere în mijlocul nostru, n-am avea păcat. Am putea să stăm în continuare în vechile noastre cofrage, cu vechile noastre paradigme și am zis, fain. Dar în momentul când a venit acest vin nou, și e contemporan cu noi, nu parte întâmplă, din istoria creștinismului, se întâmplă în jurul nostru, suntem confruntați cu el și suntem, n-avem altă șansă, suntem la răscruce. Ce facem? Din cauza faptului că noi cele două opțiuni pe care le avem este sau să zicem, da, ne bucurăm, chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă este ceva scandalos pentru noi, să acceptăm că frații noștri pentecostali au avut dreptate toți anii aceștia. Chiar dacă trebuie să ne înghițim mândria. Mă vorbesc ca un vorbesc ca și educat, un baptist. Vorbesc ca și un baptist și o să spun care este poziția mea mai departe, dacă cumva este timp. Hai să o fac limpede. În continuare, dacă mă întreabă cineva, frate Titus, ce ești? Ești baptist sau pentecostal și mai departe? Vreau să spun un lucru. În continuare sunt baptist și spun de ce sunt baptist. Nu că sunt înainte de toate baptist. Înainte sunt creștin. Și sunt un creștin care mi-ar place să stau la părtășie cu frații ortodoxi și nu le cer să schimbe formele, ci doar să dea la parte din aceste superstiții gratuite care sunt ofensă la adresa supremației și suficienței lui Iisus Hristos. În momentul când sunt gata să dea, să continue să facă liturghiile oricum, să dea la o parte aceste superstiții care sunt ofensă la suficiența și supremația lui Hristos. Nu punem sfinții și alții pentru că denigrează, degradează rolul crucial, vital pe care Hristos l-are în a fi mântuirea și a fi singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Deci, spunând aceste lucruri, baptiștii au apărut în 1524. Și baptiștii au fost, după ce au venit ei, au fost reformatorii radicali, care nu s-au oprit la jumătate.
așa cum a fost Calvin și Luther și Zwingli, ci s-au dus mai departe și au zis, nu, reforma trebuie dusă până la capăt și Scriptura și numai Scriptura. Și Scriptura ce ne învață? Botezul copii, botezul credinței, botezul adulților. Știi cine ne-au persecutat primii? Nu Biserica Catolică, ci cei care ne-au persecutat primii au fost frații noștri cu care am început împreună și Conrad Goebel, care era parte din cercul intim al lui Zwingli, a fost linșat și îngropat, adică înnecat în apă, de cine? De compatrioții lui cu care a început reforma. Și sute de mii de baptiști au fost uciși și să le dea o lecție prin înnecare. Apă vreți? Sarcastic. Apă vă dăm. Și noi am plătit cu zece, cu sute de mii credința pe care am avut-o. Și pentru ani de zile, pentru cel puțin 300 de ani, baptiștii au fost vârful de lanță împărăției lui Dumnezeu. Părintele misiunii moderne este William Carey. Și în America, baptiștii au explodat. Și oriunde te duci în lume, în câmpul de misiune, vei găsi biserici baptiste. Pentru că asta este ce era nota forte. Acum, în nici unul dintre mărturisirea noastră de credință, care sunt vechi de 300 de ani, de 400 de ani, nu vei găsi o interdicție, o prohibiție a faptului că nu există darul spiritual. Că darul spiritual încetat nicăieri. Și ceea ce avem noi este că autoritatea infailibilă pentru doctrină și practică a bisericii noastre este Biblia și numai Biblia. De aceea, în momentul când cineva încearcă să spună că nu ești baptist, dacă ce? Dacă ai umplut cu Duhul Sfânt? Dacă dintr-o dată manifesti în tine puterea viacului viitor? Este împotriva Bibliei chestia asta. Împotriva ceea ce a stat de-a lungul secolor Biserica Baptistă, care a venit prima dată cu libertate de conștiință. Prima denominație care a venit, William Rogers, care a fost primul guvernator al statului Rhode Island, a fost baptist și el a dus acest import al libertății de conștiință, a faptului că fiecare trebuie să aibă libertate de conștiință să creadă ce vrea și să nu fie impus, constrâns de un sistem religios sau politic să creadă așa ceva. Având la bază Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Acum, în momentul când ne-a luat Dumnezeu prin surprindere, în decursul trezirilor spirituale, orice student care este obiectiv, și noi, baptiștii, și o bună parte din cei care sunt încărcați în istoria creștinismului și mai ales a trezirilor spirituale, indubitabil, în toate trezirile mari spirituale, s-au întâmplat fenomene care sunt asociate cu penticostalismul. Oamenii tremurau. Și în urmă cu 40 de ani, știi cum ni se spunea la penticostale? Tremurici. Și noi, zice, râdeam de ei, dar în trezirile spirituale, în toate trezirile spirituale, pe vremea lui Whitfield, pe vremea lui Jonathan Edwards, pe vremea celorlalți care noi privim, ne uităm la ei ca și la modelele noastre ultime, asta se întâmpla. Erau mișcări necontrolate ale trupului, într-un fel, sau... Duhul lui Dumnezeu venea peste ei și această umple de Duhul Sfânt era așa de dramatică, așa de puternică la toate nivelele, emoțional, fizic, spiritual, încât se manifesta sub aceste forme care produceau scandal, încercau să-i controleze degeaba. Nu se puteau controla. Și oamenii, în loc să-i adică au zis, doamne, dacă Duhul Dumnezeu face, ce putem noi face? Așa cum a spus Petru în casa lui Cornelu. Doamne, ce pot eu să fac? Că eu, după mine, ăștia sunt necurați. Dar dacă a venit, puteam să opresc capa când Duhul Dumnezeu este peste ei? Și n-au fost introduși în iudaism, n-au fost tăiați împrejur, n-au mâncat carne coșer acolo, ci au oferit ospăți pe păgân? Așa că, în modul acesta, Dumnezeu ne șochează. Și asta este un lucru pe care aș vrea ca să-l facem limpede și clar. Una dintre modurile în care lucrează Dumnezeu este că totdeauna El face lucruri noi, fără precedent. Nu-i place ștanța. Nu-i place banda rulantă. Banda rulantă, să scoate aceleași produse. Nu-i place. Ci Dumnezeu nostru este Dumnezeul de o creativitate infinită. Și din cauza aceea El vrea să facă lucruri noi, îi place să facă lucruri noi și ne-a prins surprindere. Și o lecție pe care trebuie să o învățăm aici este felul următor. Că cei care au trecut prin trezirile spirituale vor fi primii dușmani a formelor noi în care se manifestă trezirea spirituală. Și am spus lucrul acesta. Dar vreau să-ți dau un exemplu. N-a fost un om care să fie mai aproape de misiunea lui Iisus Hristos, de înțelegerea
mesianică pe care o are Iisus Hristos ca și Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul, după ce se uită la Iisus Hristos, el a luat ucenicii și i-a făcut după ca la podul lui. Pentru că cea mai bună parte din ucenicii lui Iisus au fost ucenicii lui Ioan înainte. El a venit să pregătească calea nu doar publică, ci și să pregătească ucenicii care apoi să devină ucenicii lui Iisus Hristos. Și parte din ucenicii aceștia ce aveau? Erau făcuți cu ce? Să mănânce ce mănâncă Ioan. Lăcuste și miere sălbatică. Să postească două ori pe săptămână, să trăiască într-un stoicism, într-un ascetism extrem. Și în momentul când vine Iisus Hristos, zice, El este. Mergeți după El. Și ucenicii merg după El. Și știi ce face Iisus Hristos? Îi ia și face un marș forțat. Ca și cum făcea cu Pifanii în prima lună de zile. Să facă vreo 10-15 kilometri. Și ea face cu el marș forțat de câte 100 de kilometri și îi duce exact la nuntă. Și acolo la nuntă le dea să mănânce și să bea. Și s-a ruinat tot castelul de cărți de joc pe care Ioan le-a clădit. Și după aceea Ioan, Iisus Hristos ce aude? Că este prietenul vameșilor și păcătoșilor. Că oriunde este o petrecere mai mare și este invitat, nu pierde nicio ocazie să fie cu cine? Cu cei pierduți. Cei care au nevoie de doctor. Și Iisus Hristos este în mijlocul lor. Și este așa de perplex în închisoare încât trimite să întreabă... Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul. Așa de perplex încât trimite să întrebe, Hristoase, tu ești că sunt... M-am înșelat eu cumva. ...în confuzie. Și ceea ce spune Iisus Hristos este ferice pentru cel pentru care eu nu sunt o pricină de potignire sau scandal. Și când vine Duhul lui Dumnezeu, va face ceva ce va scandaliza. Pe cine? Pe ăia mai aproape de Hristos. Care l-au slujit cu credincioșie. Care îl slujește și care sunt dedicați. Dar va fi o pricină de scandal pentru că nu înțeleg că Dumnezeu are prezidența. Are absolut un monopol să facă ce vrea. Și este bine să nu fim noi Duh Sfânt pentru biserică, Duh Sfânt pentru o mișcare și mai departe, ci din contră să-i rob netrebnici care să zic să trăiți, am înțeles, Doamne, ce vrei? Vrei să mă fac de rușine? Nici o problemă, fac de rușine. Fac ungerea cu un de lemn chiar dacă nu se vindecă nimeni. Pentru că așa spune Scriptura. Și ce dacă? Oamenilor le este frică de rușine. Nu mi-e frică de rușine. Eu mai degrabă mă tem să nu cumva să ascult de ceea ce Dumnezeu îmi spune așa de răspicat. Deci cam asta este ideea cu următorul lucru. Cred că una dintre lucrurile, și aici nu vreau să ofensez pe frații noștri pentecostali, îi iubesc, sunt onorat de faptul că sunt invitat în bisericile lor și am tot respectul față de ei, dar motivul pentru care zic este în felul următor, că nu cred, cel puțin din înțelegerea mea, că botezul cu Duhul Sfânt se validează sine qua non în niciun alt mod decât prin vorbirea în limbi. Nu cred. Dacă mă uit la istoria celor mai mari treziri spirituale, la cei care Dumnezeu a folosit incontestabil și istoria i-a validat ca oameni lui Dumnezeu, la Luther, la Wesley, la Whitfield, la Jonathan Edwards, la Moody, la Finney, la Billy Graham. Oamenii aceștia au avut așa un pact în generația lor și au afectat sute de mii și milioane prin lucrare. Au avut o putere și nu au vorbit în limbi. E clar din mărturisirea lor că nu au vorbit în limbi. Și nu poți să zici, Doamne, oamenii aceștia nu au avut botezul cu Duhul Sfânt pentru că nu au vorbit în limbi. Istoria contrazice acest punct foarte îngust. Eu zic, botezul cu Duhul Sfânt se poate manifesta prin vorbirea limbi? Da, se poate, slavă Domnului. Mă bucur pentru cei care au această dovadă și bucurie. Dar nu este singura, ci cred că trebuie să fim suficient de generoși și largi să lăsăm pe Duhul Dumnezeu să aleagă manifestarea cum vrea El. În ultima instanță, părerea mea este că putem să ne înșelăm în foarte multe lucruri, inclusiv aici. Putem să ne înșelăm, dar ceea ce nu poate fi imitat de diavolul în niciun caz este dragostea. În momentul când cineva este plin de dragoste, omul acela este plin de Duhul Dumnezeu. În momentul când cineva are limbi, dar nu are dragoste, este o aramă sănătoare și un chimval stingnitor. Și așa mai departe. Vorbind de dragoste, am o întrebare către finalul emisiunii, dar acum, dacă ne apropiem de momentul actual, când vrem să disecăm puțin
modul în care Duhul Sfânt lucrează în aceste vremuri. Ce a însemnat oarecum declanșarea lucrării pentecostale la începutul secolului trecut? Cum a afectat peisajul spiritual? Am mai spus asta în alte emisiuni, dar aș vrea eventual să subliniem pentru a avea o oarecare coerență și în emisiunea de astăzi. Mișcarea de, momentul Azusa și ce a însemnat pentru dinamica spirituală a vremurilor noastre. Deci, ceea ce s-a întâmplat este clar un lucru, că fenomenul de la Azusa, chiar dacă a fost controversat, contestat de cei de mulți dintre contemporani, s-au ridicat teologi care au început să scrie destul de convingător și de cu dovezi istorice că darurile spirituale au încetat, și asta este B.B. Warfield, care a fost un teolog de prima clasă de la Princeton, dovada faptului că darurile Duhului Sfânt subnaturale s-au manifestat peste tot în lume nu mai poate fi contestată. Acum, ceea ce eu știu iară din istorie este în următor, că la Azusa erau metodiști, erau baptiști, erau presbiterieni, erau episcopalieni, erau toate denominațiile care erau în vremea aceea creștine, erau prezente acolo, nu erau pentecostale. Ei s-au dus în bisericile lor și au început să afecteze bisericile lor. Dar trebuie să înțelegem următorul lucru, că dar ulterior, pe la 1915, s-au strâns parte din liderii aceștia care aveau daruri spirituale și au zis, domnule, noi dacă ne lăsăm în continuare asimilați de celelalte biserici, noi ne pierdem identitatea. Și atunci, ulterior, au venit cu această doctrină care cred că a fost pricina de potignire pentru care, așa de multă vreme, bisericile celelalte s-au împotrivit, s-au blocat față de subiectul Duhului Sfânt, este pentru că au pus condiția aceasta. Botezul cu Duhul Sfânt este validat numai și numai prin semnul limbilor. Dar asta a fost ulterior. Asta n-a fost parte din ceea ce a însemnat mișcarea Azusa. Asta a fost un fel de convenție a unor lideri care își doreau controlul. Și asta este tragic. Omul este incurabil un făcător de idoli. Au fost buni mișcare, după care, ca să controleze, au venit cu această doctrină și după aceea penticostalismul din anii la început până în anii 20-30 a început să devină instituționalizat și și-a pierdut relevanță. Și a fost nevoie de alte forme și în momentul când au apărut acești care au fost later day revival, înțelegi, de vindecare cu Oral Roberts, Thiel, Olsburn, Jack Coe și așa mai departe, Kenneth Cagin și Grant, ăștia nu s-au înțeles cu mai marilor penticostali, pentru că operau în daruri și ei deja erau închistați. Sigur că aveau moștenirea aceea și nu puteau să zică, nu-i putem accepta, nu-i puteau da afară, dar nu era o cooperare armonică între ei. Și asta este ceea ce a fost, părerea mea, tragedie, că a forțat nota aceasta, în momentul când a venit mișcarea carismatică, mișcarea carismatică nu a fost așa de fermă, așa de dogmatică, că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă numai vorbirea în limbi. Ei nu au mai fost așa de dogmatici, au fost mai generoși, să lase și alte manifestări și asta cred că este ceea ce se întâmplă. Dumnezeu dă darul cum vrea. Toți prorocesc? Răspunsul retoric este? Nu! Toți vorbesc în limbi? Răspunsul retoric? Nu! Nu cred că Pavel i-a botezat pe cei care erau în Corint, dacă nu erau botezați cu Duhul Sfânt, că îi mirosea de la o poștă. El simțea, cine sunteți voi? N-aveți Duhul Sfânt? Pavel îi simțea și au fost botezați de el și nu cred că au fost botezați dacă nu aveau botezul cu Duhul Sfânt și întrebarea lui retorică este foarte limpede. Toți au fost nu. De aceea cred că botezul cu Duhul Sfânt are diferite forme în care se manifestă. Vorbirea în limbi este una, limbi vorbite sau limbi extatice, n-am nicio problemă nici cu una, nici cu cealaltă, dar este și celelalte daruri. În momentul când am avut pe Liviola, un om care a avut viziune profetică, care a predicat cu putere, în momentul când el predica, cobora cerul și păgătoșii își loveau genunchii de oaltă. Și să zici, domnule, că n-are Duh Sfânt, dar în ce Duh a predicat de sau mântuit într-un singur an 500 de oameni? În ce Duh?
Deci chestia asta trebuie să schimbă și frații noștri penticostali această poziție așa de fermă. Și dovada este că în prezent, în bisericile lor și în toată mișcarea penticostală largă, ei nu mai pun așa de mult preț. Cei care sunt old-timers, da, dar generația tânără este mai deschisă și este gata să zică, nu cred că numai asta este forma în care se manifestă botezul cu Duhul Sfânt. Am un alt verset care vreau să provoc pentru următorul segment al discuției noastre din Habacuc 2:14. Pământul, vorbind despre vremurile de sfârșit, pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Și am asociat asta cu ploaie târzie, cu o inundație de umbler ape. Nu știu dacă textul acesta se referă la perioada pe care o trăim. Mulți o asociază. Mulți o asociază. În același timp, eu sunt mai rezervat, nu zic că eu am dreptate sau că ei sunt greșiți. Și modul în care văd eu, cred că acest verset în care spune că pământul va fi plin de cunoștință Dumnezeu, cum este fundul mărilor de apele care acopăr, cred că se va referi la pământul nou și cerul nou pe care îl va face Dumnezeu și atunci, într-adevăr, va fi cunoaștere Dumnezeu așa de abundentă, cu asemenea presiune ca și presiunea aceea de sute de tone care este în fundul mărilor. Nu cred că se referă la perioada noastră. S-ar putea ca să fie un alt subiect care mi-este drag și care ar putea să intre în discuțiile noastre viitoare vis-a-vis de zile de pe urmă. Știu că poziția ta este una de premilenist, probabil că și pre-tri, pre-mil și așa mai departe. Poziția mea nu este alta, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne anatemizăm, să fim oameni care neapărat trebuie să stăm în coarne și să zicem, Doamne, eu am dreptate, Tu ai dreptate. Nu mă îndoiesc de sinceritatea tuturor celor care au altă poziție decât am eu, de onestitatea și dorința lor de a găsi și de a interpreta Scriptura. Sunt oameni în tabăra premilenist, pretrib, care sunt mai sfinți decât mine. Și cine sunt eu să stau să mă confrunt cu ei? După cum sunt oameni care sunt mai sfinți decât tine în tabăra asta la altă, care este amilenist. Cunoaștem în parte. Este clar un lucru. Când va veni Hristos, ne va lua prin surprindere pe toți, și pe amileniști, și premileniști, și post, și așa mai departe, pe toți. Ne va lua prin surprindere. Dar este interesat să stăm și să vedem diferitele opțiuni care le avem, cel puțin la înțelegerea noastră limitată pe TAF. Cu acest verset am vrut să te provoc pentru întrebarea de fond în fond. Vremurile de pe urmă, mulți ne asociază și spun, da, vor fi caracterizate cu o lepădare de credință. În același timp, vorbind despre treziri spirituale, suntem tentați să credem că trezirile spirituale vor aduce o extindere a cunoștinței despre Dumnezeu, a lucrărilor Lui la scară planetară. În fond, este o contradicție între cele două. A cui credință se va fi lepădată? În biserică? A cui dragoste se va răci? Putem să vorbim în zona asta ceva. Mulți se întreabă, în fond, ce va fi? Dragostea multora se va răci? De ce mai vorbim despre treziri spirituale? Unde este contradicția? Cum le poți armoniza cele două aspecte? Explicația mea vine și de la modul în care eu văd istoria bisericii sub cele două alternative. Pe de o parte, istoria bisericii, începând de la nașterea ei, de la cinzecimii, până la sfârșit, eu văd că este necazul cel mare. Pentru că ce necaz mai mare vrei de ce s-a întâmplat în România pe vremea comunistă, când cei mai buni au ajuns în închisoare și Richard von Braun și alții au fost chinuiți, torturați pentru credință și li s-a pus bastonul de fier în gură. Ce necaz mai mare vrei? Ce necaz mai mare vrei când sute de mii au fost exterminați crunt în Rusia sau în China? Deci noi avem persecuții de-a lungul viacurilor când sute de mii de baptiști au fost masacrați samavolnic. Ce necaz mai mare vrei? De aceea, eu ceea ce cred că Apocalipsa ne prezintă această dualitate care o găsim, care va fi tot timpul în istorie. Pe de o parte, vei avea anticristul într-o formă sau alta, cu necazul cel mare, cu fiara care este dezlănțuită împotriva bisericii și va încerca să facă cât mai multe victime. Pe de altă parte, cred că este împărăția lui Dumnezeu care este între noi. Voi ați înviat împreună cu Hristos și stați în locurile cerești împreună cu El. Noi suntem în locurile cerești când? Acum. Noi stăm împreună cu Hristos, noi avem autoritate, noi putem să spunem,
Și chiar dacă murim, noi prin moarte, de fapt, împlinim cel mai glorios destin, destinul acela de martiri, care nu ne este rușine până la moarte să trăim pentru Domnul. Și moartea de martiri nu este atât o victorie glorioasă pentru Dumnezeu și pentru noi. Este o victorie a împărăției. De aceea, părerea mea este că cele două dimensiuni care le găsim în Apocalipsa, pe de o parte necazul cel mare, pe de altă parte împărăția lui Dumnezeu în putere și glorie, le trăim în prezent și ele se vor accelera și se vor amplifica în zilele de pe urmă. Pe de o parte vom vedea manifestările împărăției lui Dumnezeu cum nu au fost manifestate niciodată în istorie, dar pe de altă parte vom vedea și războiul cu anticrist. Vom vedea și necazul cel mare, vom vedea și persecuții cum n-a fost niciodată până acum în istorie. Cele două dimensiuni vor merge în tandem până când va veni Iisus Hristos și va termina istoria și va începe cerul noi și pământ nou. Mai un verset cu care vreau să provoc din Scriptură destul de mult, în Deuteronom 28:12. O să ți-l citesc. Nu te-am pregătit pentru aceste versete, dar mi-a spus că ești pregătit pentru orice fel de provocare. 28:12. Tot despre ploaie este vorba. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimeată țării tare ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Și mai, câteva binecuvântări mai departe, va face să fii cap și nu coadă și așa mai departe. Vis-a-vis de ploaie, care ne-a spus în emisiunea trecută că este asociată, asimilată ideii de binecuvântare, de rodire, de belșug. În Deuteronom, Dumnezeu ne spune că această ploaie, care zicem noi, acum ne focalizăm pe vremurile acestea de pe urmă, când credem noi că această trezire spirituală, această ploaie spirituală va avea efecte. Biblia ne spune... Are efecte. Eventual, dacă ai putea să, chiar vei da cu împrumut, chiar care efect de binecuvântare în zona materială, nu numai binecuvântare spirituală. Dacă am putea să nuanțăm, ce beneficii, dacă putem să le numim așa, va aduce această ploaie târzie, această revărsare? Ce, ne face și persecuție, ne-ai spus, ne face și necaz și confruntare directă cu împărăția întunericului, dar de ce să ne dorim? Ce va aduce bun ființe noastre spirituale în primul rând? Lucrul acesta, adică versetul acesta are mai multe fațete și ai deschis o cutie a Pandorei. Și anume, foarte mult asociat cu mișcarea carismatică este această mișcare a Evangheliei Prosperității. Și bazat pe aceste texte, anumiți frați spun și name it and claim it. Numește-o și pretinde-o, este a ta, asta este ce a dat Dumnezeu să fii în cap, nu coadă. Și în cele mai multe cazuri, ei se rezumă doar la binecuvântările materiale. Tragic. Și această Evanghelie a Prosperității cred că a făcut un mare deserviciu creștinismului. Pentru că odată ce mergi pe panta aceasta și este așa de departe modelul lui Iisus Hristos sau apostolului Perpedis, care merge pe jos din cetate în cetate, huiduit, împroșcat cu pietre, care este în primejdie pe corabie, în primejdie pe mare, în primejdie pe uscat, în primejdie între frații mincinoși și așa mai departe, cu acești super bogați care sunt păstori la mega church, care au avionul privat, care au casă de milioane și așa mai departe, și este așa o discrepanță și o pretind în ce? În numele Evangheliei. Și mi se pare că este o mare, mare pervertire a ceea ce înseamnă litera Evangheliei. La ce mă refer? Este adevărat că Dumnezeu, în momentul când s-a uitat la poporul Israel, le-a făcut trei făgăduințe. Le-a zis lui Avram, îți dau sămânță, îți dau o țară și îți dau binecuvântări și prosperitate. Și aceste lucruri se referea în special la lucrurile materiale. Sămânța efectivă era Isaac. Țara era țara Canaan. Binecuvântări în cetate, binecuvântări în câmp, binecuvântări în industrie, binecuvântări în agricultură, binecuvântări în capacitatea de apărare, pe un drum vor ieși dușmani, pe 10 vor fugi de înaintea ta, în investiție, pe tot ce va pune mâna va prospera, în finanțe, nu vei lua cu împrumut, ci vei da cu împrumut și toate aceste lucruri cuprinde toate aspectele unei societăți bine organizate, care este binecuvântată și prosperă din punct de vedere material. Și dacă poporul Israel asculta, era cea mai prosperă societate
care putea să fie de pe fața pământului. Chiar în plan natural. Despre... La plan natural. Numai că aceasta este o paradigmă la nivelul material, a ceea ce Dumnezeu avea să ne dea la nivel spiritual. Pentru că din cauza naturii noastre păcătoase, abundența, prosperitatea, avuția, luxul, este cea mai mare cursă pentru noi oameni. Este ceea ce spune în Deuteronom, în capitolul 32. Te-ai îngrășat și te-ai îngrășat. Te-ai lățit și ai dat cu piciorul în stânca mântuirii tale. În momentul când Israel s-a îngrășat, s-a lățit și a avut așa mai departe, a dat cu piciorul în stânca mântuirii. Și asta se întâmplă mereu și mereu și mereu cu noi. De aceea prosperitățile, cel mai mare dezavantaj pentru noi este prosperitatea materială. De aceea Iisus Hristos ce zice? Am venit să predic săracilor Evanghelia. Cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Mai degrabă intră o cămilă prin urechea acolo decât să intre un bogat. Și am trecut și noi împreună prin viață și nu suntem de ieri de astăzi să ne uităm la cei bogați, la oameni care dintr-o dată s-au îmbogățit peste noapte sau cu muncă cistită și te uiți cum li s-a ridicat nasul sus și așa mai departe și este așa de greu să ai acces la ei cu Evanghelia pentru că bogățiile le-au orbit ochii. Este ceea ce spune Asaf. Le dai mai mult decât își doresc. De ce, Doamne, de ce? Încă și atunci, cel neprihănit avea dificultățile, avea perplexitățile lui, așteptând de ce ăia care sunt răi, sunt netrebni și neșelegiți, prosperă și eu care mi-am pus inima, eu sunt ca și un pipiric, abia mă ridic din pământ. Dar lucrurile sunt schimbate în noua dispensație. În noua dispensație, Iisus Hristos vine și spune, ferice de cei săraci. Pum! E adevărat că în Matei spune fericit de cei săraci în Duh, dar în Luca, și Luca a avut, sunt absolut sigur, Duhul Sfânt să știe exact ce a scris. Punct, fericit de cei săraci. Vai de voi bogaților, spune Iacov. Deci, încă o dată, aș vrea ca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în prezent, pentru că Pavel spune așa de fain. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Binecuvântarea care este acum, sămânța care era pentru Israel, pentru Avram, era Isaac, pentru da, Pavel, ce Domnul sămânța este Hristos. Țara nu este țarul, țara Canaanului unde curge lapte și miere, ci țara ce este? Împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântările pe care Dumnezeu se angajează să le dea, ce poate fi mai mult ca și binecuvântările spirituale? Am fost înfiați, am fost socotiți neprihăniți, am fost specialiști cu Duhul Sfânt, El și-a arătat toată bogăția și slavă lui față de noi. Astea pierd, sunt absolut gunoi comparativ cu bogăția de slavă și asta este ceea ce trebuie să urmărim. Și ce denaturare, ce obloane groase sunt în calea acestor oameni care au început bine cu darurile, dar din cauza lipsei de maturitate și de înțelegere și de umblare în smerenie s-au legat de lucrurile materiale și, din păcate, asta este tragedia. Au mai multe lucruri materiale și o fac pe ce? Pe a îi excroca pe credincioșii sinceri, care săraci de ei abia dacă pot să dea $10 sau poate să dea 5 lei sau așa mai departe și ei trăiesc în huzur. Este o abominație, o urăciune. Iisus Hristos, modelul lui Iisus Hristos, care a fost? Uită-te la Fiul Omului. N-am nici măcar o piatră care să fie a mea. Putem să predicăm acum neapărat o Evanghelie a sărăciei? Nu. Dar în niciun caz, Evanghelia prosperității cred că este o desfidare crasă la adresa Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Pur și mulți credincioși simpli care acum, sigur că în România s-au deschis ușile către Europa și doresc să fie binecuvântați pentru că este tentația asta. Hai să spun cealaltă față. Hai să spun cealaltă față pentru că am zis are mai multe fațete. Asta este o fațetă. Hai să spun cealaltă fațetă. Cealaltă fațetă este în felul următor. Nimic nu va binecuvânta un individ, o familie sau o națiune ca și ascultarea de legile lui Dumnezeu. Nimic nu va binecuvânta. Păcatul este rușinea popoarelor. Neprihănirea înalță o națiune din toate punctele de vedere. Deci aș vrea să fie limpede clar și aspectul acesta. Motivul pentru care până în urmă cu 100 de ani a spune civilizații era echivalenți
sine qua non, qua spune, creștinism. Creștinismul a fost cu capul și cu umerii deasupra tuturor celelalte culturi, din cauza faptului că dacă îl cauți pe Dumnezeu, cât de cât îți rânduiești viața și așa cum a fost, cu abuză, cu tot felul de extremisme, cu inchiziție, cu războaie fratricide, Doamne, am fost mai bun decât celelalte națiuni păgâne și Dumnezeu a binecuvântat Europa și a fost fruntea națiunii. Leagul nou a creștinismului. Leagul creștinismului, dar a fost în frunte din toate punctele de vedere. În forma aceasta de creștinism, dacă m-ai spus sau nu, dar probabil că este adecvat aici să spun, este, avem trei forme de creștinism. Avem creștinismul ortodox, avem creștinismul catolic și avem creștinismul protestant. Și poate fi trasă o linie de marcare așa de clară între cele trei forme de creștinism. Și acum nu vreau să intru neapărat în polemică, dar aș vrea să-i chem pe cei care mă ascultă să facă și ei o judecată de valoare foarte simplă. Dacă creștinismul ortodox este cea mai proprie, cea mai curată formă de creștinism, ar fi trebuit ca cel mai înalt standard de viață să fie în țările ortodoxe. Din păcate nu este așa, în ciuda faptului că Rusia nu poate nicio țară din lume să rivalizeze cu bogățiile naturale pe care le are. Care resurse? Cu bogățiile naturale pe care le are Rusia. Nicio țară. Dar nimeni nu se grăbește să meargă în Rusia. După care ai creștinismul catolic, care este Europa Centrală. După care ai creștinismul evanghelic, protestant, care este parte din Europa Centrală și apoi Europa de Vest, țările scandinavice și America. Și te uiți la nivelul de viață și te uiți la nivelul de longevitate a vieții și la formele de guvernament și vei vedea că este o diferență. Și Dumnezeu a binecuvântat țările acestea și este o prosperitate, o abundență, tocmai din cauza faptului că și-au pus inima să îl caute pe Dumnezeu, să implementeze în fibra socială principiile creștine și Dumnezeu aduce binecuvântare. Este un principiu care funcționează spiritual. Nu vreau să mă laud cu părinții mei, cu bunicii mei, dar vreau să spun în felul următor. Bunicul meu a fost sărac, dar când a murit cel mai bogat om din toată zona. S-a pocăit, a fost cantor bisericii, ortodox, catolice, greco-catolice, dar s-a pocăit și Dumnezeu l-a binecuvântat și a binecuvântat copiii noștri. Și nu știu, în familia noastră și el a avut vreo 20 ceva de copii. Vreo 17 între ei au trăit, ceea ce este un număr foarte mare. E adevărat, de la două neveste, una a murit și după aceea s-a recăsătorit. Dar în familia noastră n-a fost niciunul care să fie cu handicap, cu boli mentale, cu bețiv, să fie în închisoare, să fie un infractor. Dumnezeu binecuvintează. S-a făcut o statistică. Studiindu-se viața de 300 de ani, acesta s-a întâmplat cu familia lui Jonathan Edwards, cel care a fost promotorul trezirii spirituale, și are un bețiv din vremea lui, Jung Youngs, care s-a uitat, domne, care este arborele genealogic? Ați au produs cei doi. Doamne, și în momentul când te uiți la diferență, este colosală, este următoare. Vreo 4 vicepreședinți, președinți, vreo 100 de rectori de, sau principals, de directori de instituții superioare. Tot așa, câteva sute de medici, de advocați, oameni care au rămas în urma binecuvântării pe care el a dus-o din generație în generație, elita societății. În momentul când s-a uitat la ce a făcut, ce a dat acest bețiv, jumătate din femeile care au ieșit din el au fost prostituate. Au fost criminali întemnițați cu tot felul de boli mentale și toate celelalte lucruri. Tot ceea ce înseamnă o degradare, o decadență crasă în spița lui de neam și ce face diferența? Ascultarea de poruncile Domnului. Aduce Dumnezeu binecuvântare? Aduce, dar nu la modul acesta triumfalism, în care noi suntem copii de Dumnezeu, trebuie, nu trebuie, ci trebuie să suferim o carne de Hristos și dacă Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, slavă Lui. Dar este ceea ce spune Scriptura, când au fost persecutați, le-a dat harul numai să creadă, ci să se îmbogățească? Nu. Să sufere. Ci să sufere împreună cu Hristos. În fond, ca să sintetizez cele lucruri pe care le-ai spus, Dumnezeu onorează pe cei care respectă poruncile și le implementează în viața lor de zi cu zi, nu numai la un ambon sau nu numai în slujirea lor de tip religioasă. Onorează și în suveranitatea lui El decide cum să binecuvânteze.
El binecuvântează oricum. Și aceste binecuvântări, cum sugerai, acestea nu sunt doar pentru cel care decide să asculte Dumnezeu și să-L asculte în toate, dar și merg peste generații aceste binecuvântări. Cel mai mare beneficiu este moștenirea pe care o ai pentru generații ulterioare. Asta este cel mai mare beneficiu. Eu sunt tributarul binecuvântărilor și familia mea și frații mei sunt tributarii credincioșiei bunicilor noștri, a părinților noștri care s-au rugat pentru noi și modelul lor de viață a Dumnezeu l-a onorat, n-a binecuvântat. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprinit părăsit nici pe urmașii lui cerșenuși pâine. Deși făceau obiectul unei discuții separate, vorbim despre binecuvântarea Dumnezeu, despre prosperitate sau despre modul în care Dumnezeu binecuvântează, am atins acest punct și este important să știm. Dumnezeu dă pâinea celui care îl ascultă și ninja și are grijă de el, dar binecuvântarea peste această nevoie de zi cu zi ține de autoritatea suverană a lui Dumnezeu. Doar să spun ce s-a întâmplat cu tata. Tata a fost pastor baptist din cauza faptului că n-a vrut ca să coopereze cu securitatea, să fie informator. I s-a luat carnetul de păstor, a fost dat afară, avea 4 copii, pământul s-a luat, aveam pământ pentru că, cum ți-am spus, bunicul meu a fost unul dintre cei mai bogați oameni din zonă, dar atunci, fiind chiabur, s-a repercutat invers, adică erai persecutat că erai unul care avea. Dar pământul s-a luat și ce să fac? Am 4 copii de crescut. Datorită boicotului din partea Partidului Comunist, te asigurăm noi că copiii tăi nu vor face școală. În cel mai bun caz vor fi tractoriști, dar uită că vor face liceu sau facultate. Și tata nu s-a lăsat intimidat de acest șantaj, a continuat să stea ferm pe poziție, într-adevăr a fost dat afară. O vreme Dumnezeu a purtat de grijă foarte modest, dar după care un tip care era la Satu Mare a avut ideea să facă o asociație de deratizare și dezinfecție în care să angajeze numai pastorii baptiști dați afară de comuniști. Și numai bine că face această asociație și, Tudore, pot să spun că noi am avut în casa noastră mai multă abundență de mâncare, salam de Sibiu, salam de șuncă, brânză de Olanda și toate specialitățile exclusive care se găseau numai pe mesele marilor ștabi din România. Și salarul lui rivaliza cu salarul de prim secretar. Și asta a fost pentru pastorii baptiști vreme de ani de zile. O sursă de supraviețuire și de binecuvântare. Nu supraviețuire, binecuvântare pe care Dumnezeu a onorat-o când a zis nu-mi pasă, asta îi spune Scriptura, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și pe urmașii lui cerșindu-și pâine. Și după amenințele acelea că voi nu vor face nici măcar liceu, ci vor fi tractoriști, toți 4 dintre noi am făcut facultatea. Nu pot să spun cum Dumnezeu a turnat de-a lungul anilor, în viața mea sau așa mai departe, cum Dumnezeu a turnat binecuvântările Lui care se renoiesc față noi în fiecare dimineață, în momentul când căutăm întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprimirea Lui. Este un principiu biblic care funcționează. Fără să știu, deschisese în Biblia la un verset, poate are legătură sau nu cu ce ne-ai spus, eventual să te gândești la un final pe ultimele 5 minute. În Fapte 14, două versete, 16-17, El, Dumnezeu, în vremurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, tot Dumnezeu, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Și citind și recitind aceste două versete, Dumnezeu cel care dă ploaie peste tot și peste neamuri și peste cei ai Lui, însă binecuvântările Lui sunt și din zona de v-am făcut bine, știu eu, poate să fie bine în sensul larg, de la o vindecare până la o relație sau o favoare gen școală, cum povesteai pentru familie, v-a trimis ploi din cer, câmpul roditoare ca belșug plan natural, v-a dat hrană din belșug, v-a umplut inimile de bucurie. Poate vrei să comentezi acest lucru, dar aș vrea un ultim punct legat de bucurie. N-am vorbit legat de vremurile de pe urmă, de ploaie târzie, despre bucurie deloc și
poate face obiectul unei discuții mai lungi, dar simt eu că trezirea aceasta din urmă, în diverse forme, are de-a face și cu o revărsare a bucuriei care a lipsit sau încă mai lipsește din foarte multe biserici creștine. Am un prieten, păstor undeva în Ucraina, care a venit la biserica noastră în urmă cu mai mulți ani și atunci erau ceva frământări și oamenii erau așa marcați de frământările care erau și se uită la ei și spune: fraților, cu ce v-a supărat Dumnezeu în ziua de astăzi, că sunteți așa de apăsați? Și te uiți la multe fețe din bisericile noastre și ilustrează, parcă nu mai trebuie să citești plângerile lui Ieremia, ci le citești pe fețele lor. Și problema este că viața unui creștin trebuie să fie așa de plăcută, așa de atrăgătoare, este ceea ce este marca lui Iisus Hristos și a urmașilor lui. El a fost uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât tovarășii lui de slujbă. Și asta este marca Duhului Sfânt. Dragoste, bucurie, pace. Asta este fericire. Și în momentul când îl ai pe Dumnezeu în inimă, bucuria este ca și o fântână, este ca și un geyser care țâșnește. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. V-am spus aceste lucruri ca bucuria voastră să fie de plină. Bucuria vine din ce? Din faptul că știi că numele noastre este scris în cerul. Tudor, dragul meu, în momentul când te gândești următorul lucru, dacă crezi Scriptura și realizezi ce a făcut Dumnezeu, Dumnezeu își leagă destinul lui de destinul nostru și este așa de serios când intră în acest legământ, încât pecetluiește acest legământ nu cu sângele taurilor sau țapilor, cum s-a făcut în Vechiul Testament, când s-a făcut legământul pe muntele Sinai, ci îl pecetluiește cu sângele Fiului Său. Chestia asta trebuie să ne umple de toată siguranța, de bucuria. Nici prezentul, nici viitorul, nimic nu poate fi o amenințare. Sunt de plin încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, stăpânirile, nici puterea acum, nici cele viitoare nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Iisus Hristos, care este în Iisus Hristos Domnul. Chestia asta este bucurie negrită și strălucită. Fraților, dacă treceți prin felurite încercări, bucurați-vă, că știți că încercarea lucrează răbdare, răbdarea să-și facă desăvârșită lucrarea, să fiți desăvârșiți întregi, să nu ceți lipsă nimic. Încercările sunt mijloacele cele mai puternice, cele mai rafinate, cele mai determinante ale Dumnezeu de a ne face desăvârșiți întregi și nu ceți lipsă de nimic. Am încheiat această discuție, acest modul al discuției noastre despre vremurile de pe urmă, despre trezire spirituale, cu un gând despre bucurie, pentru că cred eu bucuria va fi ceva care va domina, dincolo de vindecări miraculoase, dincolo de binecuvântări materiale, dincolo de uși de favoare pentru copiii lui Dumnezeu, va turna în aceste vremuri, cred eu, bucurie în sufletele credincioșilor. Aceasta a fost o nouă discuție despre trezirii spirituale. Am avut alături de noi pe Titus Cozea, vă așteptăm în săptămâna viitoare la continuarea acestei discuții. Titus, mulțumesc! Cu bucurie!